Salutare tuturor! Doamne ajută! Hristos a înviat! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom vorbi despre boli. Boala este cel mai bun și cel mai eficient medicament pentru curățirea întreagă de cugetarea trupească. Și aceasta este cea mai mare asceză. Ca cineva să fie mulțumitor în boli, să nu se plângă, să nu cârtească la vreme de boală și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Așadar, să nu fim lipsiți de putere, să nu slăbim în râvna noastră când suntem bolnavi, ci să-i mulțumim lui Dumnezeu, care pe toate le lucrează spre folosul nostru și de multe ori, printr-o boală temporară a trupului stricăcios, dăruiește sufletului nemuritor sănătatea și viața veșnică, Sfânta Sinclitichia. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat multe boli. De multe ori îi zic, Hristoase al meu, iubirea ta nu are margini. Este o minune că trăiesc. Printre alte boli ale mele, am și cancer la hipofiză. Mă doare îngrozitor. Mă rog însă, purtând crucea lui Hristos cu răbdare, mă doare mult, sufăr, însă boala mea este foarte frumoasă. O simt ca pe iubirea lui Hristos. Mă smeresc și mulțumesc lui Dumnezeu. Este pentru păcatele mele. Sunt păcătos și Dumnezeu se străduiește să mă purifice. Când eram de 16 ani, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea o boală grea, un cancer, ca să sufăr pentru iubirea Lui și să îl slăvesc prin durere. Dumnezeu nu a uitat cererea mea și mi-a făcut această binefacere după atâția ani. Acum nu îl rog pe Dumnezeu să-mi ia ceea ce i-am cerut. Mă bucur că o am, ca să devin și eu părtaș la pătimirile Lui și la marea Lui iubire. Am parte de certarea lui Dumnezeu. El îl ceartă pe cel pe care îl iubește. Boala mea este o bună voință specială a lui Dumnezeu, care mă cheamă să intru în taina iubirii Lui. De aceea eu nu mă rog ca Dumnezeu să mă facă bine, mă rog să mă facă bun. Sfântul Porfirie Achioritul. Când pe om îl doare pentru aproapele lui, Dumnezeu într-un anumit mod este impresionat. Se bucură pentru că omul acesta, prin dragostea pe care o are, se înrodește cu el și Dumnezeu îi dă acestuia mângâiere dumnezeiască. De altfel, nu ar putea singur să suporte durerea pentru aproapele său. Când ai și tu o anumită durere, gândește-te la durerea celuilalt, pune-te în locul lui și o să te doară mai mult pentru el. Adică, durerea ta proprie te ajută să înțelegi durerea celorlalți. Și când primești cu bucurie propria ta durere, le dai celor îndurerați mângâiere. Când ai o anumită problemă de sănătate și aceasta nu te preocupă, atunci, într-un anumit mod, ai dreptul să-L rogi pe Dumnezeu să amelioreze starea sănătății celorlalți. Însă, și cel care nu are o durere proprie, să compătimească și să sufere măcar împreună cu cei care sunt în dureri. Sfântul Paisia Ghioritul. Acestea au fost câteva sfaturi înțelepte pentru creștini de la sfinți și mari duhovnici despre boli. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor! Hristos a înviat!